Bună seara, bună seara, bine ați venit. Bine v-am găsit. Vă rog să luați loc. Ce faceți? Doamne, dar ați venit într-o bluză mov transparentă, cu așa ceva, așa ceva. Și cu pantalon din dantelă neagră, transparentă și aia. Incredibil, incredibil. Ce faceți, doamna? Foarte bine. Ca de scenă. Să arăt bine, nu arăt bine. Arătați foarte bine, da. Gustul lui Viorel, ce-i cu tuga asta? Deci ideea este că ce-i cu ea? Adică are... Ce înseamnă ea în tradiție? Că noi nu știm. Ia uzi câte minciuni sunt. Da, și ce înseamnă? Sunt foarte multe minciuni adunate. Ale cui? Ale tuturor oamenilor. Și e vreun joc cu ea, vreun dans, vreo tradiție la dumneavoastră în zonă? M-am gândit să fac o piesă de tuga și fac o colaborare cu Viorel. Vă place cum cântă sau? Da, deja este celebru acum. Corect, corect, așa. Dumneavoastră ați compus piesa? Nu, deci am o prietenă, Livia Învâlcea. Da. Ea m-a dus la părinții ei la Valea Mare. Da. Mi-au dăruit această tugă, da, la familia Păun. Da. Păun este un iubăreț, așa, a fost un iubăreț în viață, deci a mințit, a strâns multe minciuni aici. Și v-a dat-o dumneavoastră ca să o închinați pe altarul muzicii. Da, și acolo mi-a făcut cunoștință cu mămica Floare, așa îi spun eu, care face foarte frumoase versuri. Și acolo doamna Romica Floare v-a făcut mămica versuri. Mămica Floare, zic, hai să facem, mă tot uitam la tugă. Uh-huh. Și am făcut un alt drum, s-a lăsat cu petrecere, cu muzică, cu dans. Și mămica Floarea s-a apucat să scrie tuga. Am înțeles. Și cine v-a dat ideea să colaborați cu Viorel? Eu m-am gândit, prima dată am zis să o fac singură piesa, dar am zis, Viorel deja a el e în trending, acum trebuie să faceți cu el, normal. Anal și urmărea pe Viorel, mi-a mărturisit că de când e la televizor îl urmărește zilnic. Da, toate emisiunile am urmărit. Da, dar știți că el trebuia să facă o piesă, era cu Liliana Moise, cea cu care a făcut prima lui piesă... Nu prima, a doua, că prima a fost cu Maria nici Constantin. Nici nu mă interesează, este liber, e profesionist, poate să facă cu oricine piesă. Păi da, dar dacă, de exemplu, tu pregătești o piesă, un clip, ai totul pus la punct, vorbești cu băieții, cu studio, cu mastering, cu toate astea costă. Și deodată când e gata să dai drumul piesei, afli că de fapt vine altcineva și face piesă cu Viorel, oare tu cum te simți așa? Eu mă simt foarte bine, el poate să mâine să facă cu altcineva, acum decide Viorel. Eu cred că cu mine ar trebui să facă piesa mai întâi, să o lanseze cu mine, pentru că mama lui o iubește foarte mult pe Irina Loghi, noi sunt soția Irinei Loghi și pe mine trebuie să mă aleagă prima. Viorele, am încurcat-o. Ești în dilemă acum. Tugă sau nu știu ce pregătea Lilia. Noi am auzit pe material că Viorel i-a spus doamnei Ana că e prima pe lista lui. Prima care... A, deci e prima pe listă și tu ai dat-o la o parte. Păi și atunci Liliana, că cu ea înțeleg că vorbise deja dinaintea, doamne. Liliana pe locul la Liliana mai e. Și atunci care e prima, că nu înțeleg. A șasa, mai este mult. A, deci nu-ți place. Aoleu, faci, mă speria, face. Stai un pic, stai un pic. Mă cum m-a speriat, doamne Dumnezeule. Dar nu mi-a zis nimic că... Liliana, stai așa. Ia uite-te ce mai mișto ești așa, uite, în Adidas. Opa. Cu... Bună ziua pentru mine. Stai un pic, că acum am văzut, n-am mai văzut în viața mea. Ia un pic cu microfon. Aia, ducem un scaun, că m-am speriat când a venit așa. Îmi cer scuze, am tras o rochiță așa spor pe mine. Am văzut, dar mie îmi plac foarte mult pantofii, papucete, n-am mai văzut. Deci un fel de Adidas, fiți atenți, cu tăiere, tip sandăluță, foarte așa. Draga mea, m-am speriat. Deci mi-au spus colegii că ai sunat, eu te și pe tine temperamentală. I-am și spus lui Viorel că mi-e teamă. Ia un pic, dar suntem pacifiști, da? Te rog. Ce faci? Adică... Auzi, tu nu mai râde. Că nu-i doresc că te iau cu tuga aia acum, dar nu te vezi. Ai înțeles? Adică cum n-am înțeles? Cum e vorba despre altă piesă? Păi dacă așa... Dar nu mai râde, măi, băiatule, măi. Încet, încet. Hai să vorbim civilizat, te rog. Auzi. Fără, măi, băiatule, vorbim. Îl cheamă Viorel. Îmi cer frumos. Bun, te cred. Noi acum câteva zile am tras al doilea clip, știți? A doua piesă. Deci trebuie să lansăm piesa. Cum adică este vorba despre altă piesă cu altcineva? Și care e problema? Nu accept așa ceva. Dar de ce să n-accepți? Cum adică? N-am înțeles. Dar ce vă băgați noastră? Eu sunt la a doua piesă. Mirela, după cum vorbește, așa? Că sora lui Bura. Vai, ce rog, să vă povestesc, doamnă? De jigniri, doamna Ana. Vă rog. Păi, vă rog frumos. Lili, Ana. Dar ce vă băgați noastră? Dar ce te bași tu? Păi, doamnă, îi dreptul meu, vă rog frumos. Dar adică n-am înțeles. Dar e dreptul meu. Ai semnat contract să facă numai... Deci, Liliana, stai un pic. Voi ați înregistrat clipul? Cu ce ocazie vă băgați noastră?
Dar ce te dar cine sunteți dumneavoastră? Nu te cunosc pe tine. Da. Păi, dar da, sunteți foarte cunoscut dumneavoastră. Deci n-am auzit în vecii vecilor. Auzi, eu când tăiam tufa, tu veneai să culegi doar frunzele. Îmi cer scuze că aveți o vârstă, dar văd că nu mai continui. Eu am treabă cu Viorel, nu cu dumneavoastră. Ați înțeles? Păi atunci, da, deci uite, Ana Ciulpan n-a știut că Viorel a făcut deja un clip cu tine. Eu dar cred nu că am treabă cu dânsa, doamna Mirela, am cerut mii de scuze. Nu am treabă cu dânsa, eu am treabă cu Viorel Stegaru. Deci voi deja ați înregistrat un video. Tocmai de-aia nu știu de ce doamna intervine între dialogul nostru. Adică nu... Dar că Viorel a mințit pe cineva. Atunci vorbește. De ce m-a mințit pe mine? Răspunde? La ce să răspund? Cum a... Ce tu pe este ești? Cred, că te iau... Cred că te iau cu tu, Gaia. Deci nu te vezi. Vă rog, fără amenințări. Deci n-am înțeles. Opa. Păi... Ești tu pe ești, nu? Nu se vede. Deci noi acum câteva zile am fost la lansare. Da. Îmi cer scuze față de toți telespectatorii. Deci sunt plină de nervi. Ca să știți. Opa. Noi acum câteva zile am tras a doua piesă. Da. Al doilea clip. Ați făcut și videoclip? Da. Și ați și înregistrat piesa în studio? Da, bineînțeles. Astea sunt niște costuri, Viorel, exact cum îți spuneam. Oricum, nu dau voie să lanseze nicio piesă între Viorel Stegaru și doamna. Sunt aici zi de zi. Viorel. Deci eu voi veni la acces zi de zi, doamna Mirela. Ce, nu-i lăsați să lanseze? Nu, nu, nu. Nu. De unde acum... vă să opri pe mine să nu lansez o piesă? Poftim? Cum poți tu să mă opri? Doamnă, nu am treabă cu dumneavoastră de câte ori să vă spun, înțelegeți? Păi, dar vorbești de tuga mea, tu vorbești de lansarea mea. Cu... Stai pic, Linia, nu ai făcut vreun contract cu Viorel prin care el nu are voie până nu se lansează piesa voastră să lanseze o altă piesă? Doamna Mirela, putea să scoată nu știu câte piese cu N. Pentru că și mie când mi s-a propus să fac și o piesă, a zis Viorel Stegaru, nu, nu, faci numai cu mine. Cum adică a zis Viorel, nu? Domnul Radu, dumneavoastră nu știți despre ce e vorba. Mi-a propus Rafaelo să fac... De două ori mi s-a propus să fac videoclipuri cu el. Păi două cu, piese. Cu și ai spus Viorel Stegaru. Dar ce mă interesează? Dar ce treabă am eu ce faci tu cu Veronica și cu Rafaelo? Dar nu mai refuzat să faci piesă din cauza lui Viorel. Deci soțul meu, deci eu și soțul meu am fost de acord să facem piesă cu Rafaelo. Doamna Mirela. S-a opus Viorel Stegaru. Auzi, doamna... Nu, nu. Și tu ce ai zis? Ca să nu pierzi colaborarea cu Viorel, ai renunțat la piesele exact, acelea. Da. În schimb, el nu refuză colaborarea cu doamna alte persoane. Doamna Mirela, păi deci, dar cum ies aici? Că nu băi, băiatule, nimeni. Tu de trei zile, ascultă-mă, uite-te la mine. A, nu ai curaj să răspundești, te uiți la mine. De trei zile. Alo! Da, Iana, vă rog, vorbim civilizat. Ai bun simț, te uiți la mine. Da, deci de trei zile, tu nu răspund la telefon. Păi mă sunai la 6-7 dimineața. Liliana a făcut o dres Veronica. Te ascultam câte o oră la telefon să vorbești tu, să spui tot oful tău, tot pasul tău. O oră să te ai cu Viorel la telefon? Da. Te suna pe tine Viorel să se plângă de Veronica câte o oră? Da, de Veronica, mă rog, și alte... Și tu l-ascultai? Eu îl întrebam, Viu, ai mâncat și tu ceva? Mă suna dimineața, mă suna la prânz, mă suna seara. Nu știu, pe la 12. Și acum nu-ți răspunde la telefon? Și acum de 3 zile, ce credeți? Coincidență, nu-mi răspunde la telefon. Păi de 3 zile. Era ocupat. Am treabă, am o să ce treabă ai, măi? Eu sunt ocupat, eu m-am și altă muncă. Dar și înainte nu erai cu școala de șofer sau cu ce făceai tu? Nu, acum am intrat mult mai mult. Vai, asta e o, cum să spun, o, așa o... S-a ajuns, Liliana, s-a ajuns. Te-a ajuns? Crezi că din cauza doamnei Ana nu-ți mai răspunde? Cred că da. Păi da, dar și ce te deranjează? Deci, o, excluzând pe Veronica, nu are nicio legătură, Veronica. Ce te deranjează? Ana, o sumă de bani sau? Văd că ții mai mult soția lui. Deci? Interesant. Poftim? Spuneți, interesant, Mirela, îi ține mai mult doamnă, cont el a fost la ore contra, ea decât dar de ce vă băgați dumneavoastră? El a fost conta să scot eu piesă cu Rafaelo. Și dar acum, alo, deci îți spun, da, acum o să fac piesa cu Rafaelo. Numai în ciuda ta. Păi da, da, deci, Rafaelo, dacă da, auzi, Rafaelo nu cântă facem folclor. Un clip amândoi. Dar nu cântă el folclor ce cântai tu cu Viorel. Păi și ei din ce dau din casă, Mirela, o altă surpriză. Eu am cântat 10 ani în baruri, piteștenii mei știu mai bine, am cântat în baruri de noapte, gen spre manele. Eu cânt și manele, cânt și folclor. Asta e, știți? Deci poți să-și cânt ce altceva. Eu cânt și. Am înțeles. Doamna Mirela, haide să împăcăm. Asta e avantajul meu. Pe una și pe alta. Ești transpirat tot, Viorel. Ia uite. Aoleu, haide să îi împăcăm și pe... Nu mă împași pe mine... Deci una și pe alta. Nu mă împași pe mine sub nicio formă cu absolut nimic. Ba da. Deci te rog frumos. A, te rog frumos. Gata, dacă auzi? Mai lua, te rog frumos. Hai de gând până la urmă să lansezi melodia cu Ana? Nu lansez nicio piesă. Vei fi aici zi de zi. Deci, domnul Radu, nu glumesc. Zi de zi, voi fi aici la ce televiziune. Nici Viorel n-a reușit să oprească lansarea. Ne calmăm un pic. Haideți să mergem în platou.